eseuri literare, eseuri publicate de Vintilă Horia, autorul unui roman celebru, Dumnezeu s-a născut în exil, care, după cum știți, a luat premiul Goncourt, dar a fost sabotat, a fost sabotat de către cerberii ambasadei române din Paris în anii 60, era Mihai Rale acolo, marele estetician comunist, așa. În fine, e foarte interesant aici, în articolele acestea vorbește în primul rând despre Ovidiu ca personaj de roman, deci se explică oarecum, explică nașterea acestui roman, Dumnezeu s-a născut în exil, că ce vorba de ultimii ani de viața lui Ovidiu la, la Tomis, cine a citit cartea știe, și sunt foarte multe articole despre Eminescu, foarte multe articole despre condiția exilatului, mai ales al românului exilat, în principal al autorului, cu atât mai mult cu cât el se vede în existența lui Ovidiu, este de fapt existența tragică a lui Ovidiu la Tomis, este de fapt existența tragică a lui Vintilă Horia în exil. Mai multe nu vreau să spun, m-am bucurat că a ieșit această carte chiar astăzi de la tipografie. A fost mult de muncă, la Biblioteca din Freiburg am găsit în multe reviste românești articolele lui Vintilă Horia, în special în Revista Scriitorilor Români. În ultimii ani a publicat în Cuvânt Românesc din Canada, o revistă care a murit, dar prin colecție Scormonin s-au găsit foarte multe articole ale lui Vintilă Horia. El a fost în tinerețe gândirist, care îl iubește la fel de mult opera lui Vintilă Horia, să le spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Gabriel Stănescu pentru această inițiativă extraordinară de a ne-l readuce pe Vintilă Horia între modelele pentru tânărul scriitor de astăzi. De ce este foarte important Vintilă Horia? Pentru că ștacheta lui de scriitor este foarte ridicată, este un scriitor cu un orizont cultural foarte larg, astăzi nu se mai poate așa ceva, este un scriitor care avea nu numai un orizont filozofic extraordinar, terminase literele și filozofia, scrie prin anii 50 într-un volum o prezentare a filozofiei românești, este singurul care a fost ales de Șia ca să facă această prezentare și el face într-o succintă, în câteva pagini dintr-un volum foarte mare, face o prezentare extraordinar de frumoasă a câtorva nume de răsunet care erau, practic, la ora aceea interzise în România. Îl prezintă pe Nichifor Crainic, îl prezintă pe Naionescu, îl prezintă pe Gusti, îl prezintă pe... Gusti era la vremea respectivă muritor de foame. El nu mai avea pensie, fusese dat afară aproape din casă, stătea, cred că, într-o cămăruță în propria lui casă. Deci era perioada în care toată floarea literelor românești se afla în pușcărie. Bineînțeles că în exil se știa acest lucru, majoritatea celor care erau acolo erau chiar ei condamnați. În țară existau tot felul de trimiteri, așa, acum le vedem în dicționarele scriitorilor din exil care apar, cu dacă e găsit să fie, nu, e dat sub urmărire, dacă e găsit să fie arestat. Deci ei toți fusese reconsiderați ca fugit din lagăr, da? Era lagărul comunist și iată-l pe marele scriitor Vintilă Horia, care vorbește în momentul în care nu se putea vorbi, practic, despre scriitor. Era momentul la care Tudor Bianu afirma nonșalant în străinătate, la un congres de filozofie, că scriitori români sunt numai cei care au rămas în țară, că nu există literatura exilului. Ori, tocmai în acei ani, lui Vintilă Horia îi se dădea
premiul Academiei Franceze, premiul Goncourt. Acum, o mică corecție la cele spuse înainte de domnul Gabriel Stănescu. Mihai Ralea, care era un om de altfel foarte valos, a fost numai curier. Tot aranjamentul acela care a fost făcut de securitate spre a fi sabotat, spre a fi lipsit de premiu și nu a putut fi lipsit pentru că Academia Franceză nu a dat înapoi. Da? Deci el este premiat al Academiei Franceze, numai că a fost lipsit de onoarea publică de a-i semăna respectivul premiu. Banii i-a luat, cu banii respectiv și-a luat o casă. Deci nu a putut fi torpilat așa cum s-a intenționat și mai există încă o mărturie a lui referitoare la acel eveniment. El era la un cocktail în cinstea acestui premiu când a fost chemat într-o cămăruță, i s-a pus în vedere să colaboreze cu securitatea, deci i s-a arătat dosarul adus în țară, dosarul. Despre acel dosar aflăm de la Monica Lobinescu, care spune la un moment dat într-un interviu că i-a căzut în mâna acel dosar și a văzut contrafacerea. Era, bineînțeles, securitatea era foarte meșteră în falsificări. Și erau falsuri. Deci erau scoase articolele lui Vitile Horia și în cadrul articolului care era bătut la mașină erau inserate niște rânduri de un antisemitism furibund pe care el nu putea să le scrie, bineînțeles, că oamenii, chiar dacă aveau poziții de dreaptă, erau oameni inteligenți, oameni cultivați. Da. Așa, bun, fotografii, rânduri măsluite, dar venit în special să vă arăt întoarcerea lui Vintilă Horia. Așa se și-a numit un film, Marilena Rotar, unul din filmele premiate, filmele de televiziune. Întoarcerea lui Vintilă Horia n-a avut loc. De ce? Pentru că nici nu se întâmplase rotirea aceea de cadre care s-a numit Revoluția, sau cum s-a numit, din 98 și iată ce-i scrie traducătorului lui. Știți că el a fost tradus romanele care au apărut imediat după 90, Dumnezeu s-a născut în exil și au mai fost încă vreo două sau trei la o editură din Craiova. Au fost, sigur, la o editură modestă. De ce? Pentru că editurile mari, practic, l-au respins, au refuzat să îl publice, așa cum se întâmpla înainte, s-a continuat aceeași politică și ce aflăm dintr-o scrisoare către Mihai Cantuniari. Iată ce scrie în februarie 1990 din Vintilă Horia. Spune așa, ați aflat că Adevărul și Tineretul Liber au publicat știrea după care eu aș fi acordat un interviu nu știu cărei reviste în limba română din Israel și New York, care a fost reprodusă de ziarul independent din Londra, interviu în care mă autoprezentam ca fruntaș al Gărzii de Fier și insultam pe Petre Roman. Am desmințit totul printr-un interviu telefonic cu BBC, i-am scris pe aceleași temă lui Mircea Dinescu. Este îngrozitor. N-am făcut parte din niciun partid, deci nici din Garda de Fier, care m-a scos din postul de atașat de presă la Roma. Deci aceasta scrie el în februarie 1990. După cum putem să ne dăm seama, este aceeași mână care a lucrat și atunci cu prilejul premiului Academiei Franceze, premiului Goncourt. Pentru aceasta avem o atât de mare întârziere a reîmbogățirii culturii românești cu numele Vintilă Horia. Pentru aceasta, abia în anul 2008 s-a republicat în traducerea Ireneei Cantuniari, o traducere superbă. Ea e o traducătoare excepțională. În franceză se pare că Vintilă Horia spune la un moment dat Teodor Cazavan într-un interviu cu Bădiniță, era poseda atât de bine limba franceză încât scria excepțional de bine și el scria în spaniolă foarte frumos, în franceză excepțional, adică impresionând elita culturală franceză. Și în legătură cu acea traducere, deci este a doua traducere, pentru că prima a fost mai nereușită. A apărut, sigur, nu la o editură mare, la o editură mai modestă, în 2008. A mai tradus încă un roman, O femeie pentru Apocalips, cred. Din păcate, toată opera lui Vintilă Horia este necunoscută, este neintrată în circuitul de valori românești.